Bun, cel mai căutat topic de pe Google, dacă să scriem în momentul ăsta, este legat de bani, dacă ne legăm de bani, este bani online rapid. Asta caută lumea în momentul ăsta. De ce caută lumea mai ales acum? Așa ne îmbogățim, nu? Cât mai rapid posibil, care sunt metodele, hai să vedem. Dar este adevărat? Bineînțeles că nu. Totuși lumea încă caută metode mult mai rapide de a face bani. Și azi o să acoperim topicul ăsta foarte, foarte controversat pentru că există și variante. Există oameni care au făcut-o, dar nu este un lucru neapărat bun. Vedem de ce. Vedem și cum funcționează investițiile și la ce să ne așteptăm dacă vrem să facem bani online rapid. Ceea ce mi se pare foarte amuzant, dar mă rog, asta se caută. Înainte să începem o să fac o pauză de 1,5 secunde ca tu să dai like la clipul ăsta. Bun, începem. În era asta a tehnologiei moderne, spațiul de investiții se modifică constant. Și din păcate nu se schimbă neapărat în bine, dacă ne uităm ce s-a întâmplat istoric până acum. Și pentru că ne place istoria, o să luăm o scurtă povestioară despre spațiul ăsta mistic al investitorilor. Dacă dăm un search pe Google, unealta preferată a investitorului amator, găsim rapid cele mai populare spații în care să-ți arunci bani. Pe primul loc, bineînțeles, avem cash și mărfuri, adică commodities, aur, argint, petrol și gaze, etc. Pe locul 2 avem bonds and securities, produse bancare în general și titlul de stat. Apoi avem fonduri de investiții, avem bursa, planuri de pensionare, imobiliare etc. Dacă aruncăm o privire în istorie, să vedem cum se schimbă lucrurile astea de-a lungul timpului, o să observăm un trend foarte foarte interesant. În general, toate investițiile care au legătură directă cu banca, indiferent că sunt titluri de stat, mortgage-backed securities, conturi de economie, toate sunt considerate investiții cu low risk. Pentru că banca este o entitate fizică, stabilă, care are sprijin economic din partea altor bănci cu care se colateralizează. Am explicat acum două clipuri ce înseamnă colateralizarea asta. Însă odată cu low risk vine și low reward. Adică cu cât este mai puțin riscantă investiția ta, cu atât premiul sau reward-ul este mai puțin interesant. Adică câștigul este mult mai mic, logic. Adică posibilitatea ta de a face un profit frumușel este scăzută. Toate produsele bancare se învârt pe la un return on investment de 5% anual, ceea ce nu e mult. Dar dacă ești un investitor mai mare și dispui de sume mai mari, un 5% la un milion de dolari înseamnă 50.000 de dolari, ceea ce e super ok. Dar noi ăștia săraci și fraier, na, nu, nu vrem, nu ne convine, e prea puțin. O altă investiție stabilă cu low risk și low reward este în cash și în mărfuri. Adică cash-ul pe care îl păstrezi, bani fizici. Și dacă cumperi aur, nu o să bani banii. Dacă cumperi dolari, nu o să-ți pierzi banii. Dar nici nu te vei îmbogăți. Oarecum îți vei păstra, oarecum, între ghilimele, le vezi aici, da? Puterea de cumpărare a banilor pe care investești. Dar dacă țineai dolari de la începutul anului până acum, aveai un profit destul de frumosel, de 20%, doar dacă țineai dolari. Însă în alți ani poate ai un return de 2%, poate 1%. Și dacă piața asta clasică de investiții nu este o piață speculativă, în adevăratul sens al cuvântului, atunci când investești în commodities, adică aur, argint, petrol, gaze, alte metali, tale, investești oricum cu gândul că o să crească cu X% în preț într-un anumit interval de timp. Poate se întâmplă, poate că nu, nu ai de unde să știi. De exemplu, return on investment aur versus S&P sau Dow Jones este mult mai slab. Gainurile pe S&P sunt în range de 3-4.000% versus aur care zace undeva între 2 și 3.000%. Ai zice că e tot pe acolo, dar diferența este foarte, foarte mare. Însă când vorbim de imobiliare, treaba sună total diferit. Este un fel de go hard or go home. Cei care au investit în imobiliare imediat după criza imobiliară din 2008 stau foarte bine financiar acum. Puteți uita la Michael Burry. Însă, în realitate, lucrurile stau puțin diferit în prezent. Pentru că dacă scumperi la periferie, de exemplu, o garsonieră și vrei să o dai la chirie și apoi în jurul blocului unde tu ai cumpărat garsoniera aia, să mai construiesc încă 10 blocuri, ai șanse foarte mari să rămâi fără chiriaș sau să trebuiască să scazi chiria. La fel și dacă vrei să vinzi garsoniera peste 4 ani, e posibil să o vinzi chiar mai ieftin. De ce? Pentru că s-a inflaționat resursa de apartamente sau acoperiș deasupra capului fix în zona unde tu te-ai dus ca să investești. Sau, de exemplu, peste un an de zile se poate construi un mall acolo. Și uite așa poți să-ți dublezi valoarea locuinței, chiar și chiria. Însă se poate construi, de exemplu, un combinații de lurgic sau încet se dă drumul la o zonă de producție care pur și simplu afumă oamenii, începe să se împută zona de acolo și uite așa costul apartamentului sau garsonele tale se duce la jumătate. Asta înseamnă că ești foarte dependent de zonă și deciziile Consiliului Local de a autoriza să se construiască ceva acolo. Mai departe începe specula. Investiții high risk, high reward. Bursa și cripto, bineînțeles. Spațiile ale speculative pe care nu le înțelege multă lume. Nici eu nu le înțelegeam. Sunt piețe în care poți să transformi 1000 de dolari în 100.000 de dolari, de exemplu, sau 1 milion de dolari în 3. Dacă, de exemplu, ai investit în celebrul Terra Luna, deci de departe cel mai periculos loc în care poți să-ți baci bani. Și cu toate astea, piețele speculative sunt mult mai atractive. De ce? Păi, în primul rând, accesibilitatea și costul de oportunitate. Poți în orice moment să cumperi acțiuni de la Amazon sau Apple de 50 de dolari, că nu ai mai mult. Nu poți să cumperi, de exemplu, apartamente de 50 de dolari. Deci ai cost de oportunitate mai mic. Costul de intrare într-o investiție de genul ăsta este foarte, foarte mic și permite săracilor ca noi șansa de a face avere. Și cunosc oameni care exact chestia asta. Făcut -o. Consistent și consecvent de-a lungul timpului, că nu se întâmplă peste noapte, dar au ajuns pur și simplu milionari la bursă și în cripto. Dar hai să facem și o analogie cu ce se întâmplă acum în sistemul bancar. Pentru că dacă ai uitat și sper că nu ai uitat, inflația este la 8%, inflația din SUA la noi mi se pare că e 15%. Deci ca să-mi blochez bani în bancă timp de un an de zile să primesc un return on investment de 2% pe an, în timp ce inflația este 8%, nu prea-mi convine. La fel, la titlul de stat, de exemplu, să ai un return on investment de 4, 5, 6% să zicem, însă inflația tot depășește nivelul de return de la low risk assets despre care am vorbit. La fel poți să cumperi și un imobil în rate, să pui practic apartamentul în chirie și în teorie banii îi faci să lucreze pentru tine. Dacă de exemplu pe un apartament de 70.000 de euro e o chirie netă, da, după costuri sau ce mai ai tu, reparații, chestii care se întâmplă, 350 de euro. Hai să zicem că iei curat în mână 350 de euro chirie lunar. Asta înseamnă un randament anual de 6%. Nici măcar ăsta nu depășește inflația. Dacă ai făcut și credite la bancă, e și mai nasol dacă ai o dobândă variabilă, de exemplu. Pentru că banca nu o să pierdă niciodată. Uitându-ne un pic peste un grafic al inflației pe parcursul anilor, vedem ceva volatilitate destul de complicată. Dar putem să luăm o medie, mai precisă de 5-6%, însă media nu este atât de importantă ca și perioadele de stabilitate. Vedem spike-uri masive care au loc după diverse evenimente globale, dar în rest o inflație sub 5% pe perioade lungi. Ce însemna asta pentru investitorii de atunci? De exemplu, din 1992 până în 2008, toată treaba asta a fost destul de stabilă. Dacă investeai bani pe atunci, în orice care avea low risk, de exemplu titlul de stat cu return on investment de 6% în timp ce inflația era pe la 2%, erai super bine. De-a lungul timpului făceai bani, dar trebuia să aștepți. Dar făceai bani cu siguranță, erau profituri garantate. La fel, aur, petrol și gaze creșteau cu 10% pe an, în timp ce inflația era pe la un 3%, da, super mișto. La fel, un cont de economii care îmi oferă 5% versus inflația de 2-3% este super, super bine. E, acum bine ai venit în 2022 când nimic din chestiile astea nu mai contează. Profitul unui investitor în prezent este 50. 50 speculație și 50% transpirație mă rog, siguranță. Exista o perioadă când băncile centrale controlau această printare de bani, independent de guverne. Chiar dacă banca centrală a oricărei țări lucrează cu guvernul în paralel, acesta nu poate dicta băncii ce să facă pe plan economic. Repet, nu poate dicta. Pentru că dacă mai aruncăm un ochi pe grafic, o să vedem că atunci când guvernul SUA a avut nevoie de bani, au făcut rost. Și nu este ceva care se întâmplă doar în SUA, e logic. Banca centrală operează independent de guvern, până are nevoie de ceva. Război, pandemie, deficit bugetar, foamete, inflație mare. În orice moment, guvernul poate spune, hei, avem o urgență, este o criză, trebuie lichidități, dă drumul la printarea de bani. Și înainte ca guvernele să-și bage nasul în toată economia unei țări, profilul unui investitor era cel al unui om stabil din punct de vedere economic. Câteva lucruri mai riscante pe aici și pe acolo, pierdeai toți banii când mergeai la cazinou, dar era în regulă. În general, nu trebuia să-ți faci griji că guvernul a acoperit o datorie sau un deficit bugetar de 2 miliarde de dolari și acum banii te valorează la jumate, dar cu toate astea, în 2022, lucrurile astea nu mai sunt valabile. Și tot guvernele sunt cele care îți spun că în momentul ăsta este bine în continuare să baci bani în titluri de stat, în conturi de economii, în fonduri de investiții cu low risk și poate și în mărfuri. Dar să nu cumva să bagi bani în bursă și în criptă, pentru că este speculativă piața asta. Și știm cu toții vorba aia paradoxală, pe care nimeni nu o crede. Bună ziua, suntem de la guvern, am venit să vă ajutăm. Hai să ne uităm un pic la piața liberă versus piața controlată. Ce este o piață liberă? Este modelul economic actual în care creșterea unui spațiu este dictat de către o piață liberă. Spre exemplu, lumea cere socializare în mediul digital. Apar companii private care dezvoltă fix mediul ăsta, platforme de social media unde putem să comunicăm mult mai ușor, dar și, de exemplu, Zoom. Alt exemplu, lumea cere trecerea la energie regenerabilă. La fel, am vorbit acum două clipuri. Ăsta îl văd un trend macroeconomic de viitor pe termen lung. Există lupta asta care se poartă împotriva încălzirii globale. Va fi un element definitoriu, cel puțin pentru următorul bull market, nu doar în cripto, ci și la bursă. Ai înțeles ideea? E vorba de cerere și ofertă. Însă nu a fost întotdeauna. De așa. Din 1950 până în 1980 exista un sistem economic numit dirigiste. Vine din limba franceză și nu vorbesc prea bine croasan, dar cred că așa se citește. Și în sistemul ăsta economic, statul are partea majoritară și decide în ce se fac investițiile. Cum? Aducând un flux mare de bani în anumite domenii doar. Producție de panouri solare, producție de grâu pentru export, producție de baterii pentru mașini electrice. Ce consideră statul că trebuie produs, aia se produce, aia se exportă, de acolo se fac banii și acolo merită să investești. Însă asta duce la propria lipsă de competitivitate și piața liberă nu mai decide. Așa că inovația o să stagneze pentru că guvernul vrea doar să facă bani. Inovația este opusul. Inovația înghite bani. Este exact opusul mașinii de printat bani. Pentru că ai nevoie de feedback și corectare și mereu să retestezi anumite chestii care nu ți ies, chestiile care nu ți ies consumă foarte mulți bani și uite așa prin trial and error ajungi practic la o inovație care va schimba forever piața liberă. Sistemul economic actual și îmi pare rău să ți-o spun, nu mai este de mult un sistem bazat pe piața liberă, pentru că banii au fost monopolizați. Și dacă eu am o mașină de printat bani și pot să decid care este narrativa la nivel mondial și când printez banii, practic toți banii se vor duce acolo. Deci tu trebuie să investești neapărat în domeniul în care eu propun să ducem lupta următoare, altfel nu să ai gainuri. A fost, de exemplu, pandemie, s-au băgat trilioane în domeniul medical. Și știm cu toții scandalurile cu vaccinul, că ba funcționează, ba nu funcționează, ba dezbracă-te că te ba îmbracă-te că nu te mai. A ajuns un alt război la porțile noastre, s-a pusat pe armament, nu pe cafenele, deși beau cafea la ora 7, 7 seara. Este 7 seara. Deci de când guvernul a decis să printeze foarte mulți bani pe o singură piață unde crede guvernul că este bine și că este necesară, din momentul ăla nu mai există o piață liberă, este o piață dirigiste. Ideea este în felul următor. Totul s-a mutat în momentul ăsta, inclusiv pe plan de investiție la nivel digital. În online, toate investițiile noastre acum se pot face de pe chestiuța asta mică sau de pe un laptop și o conexiune la internet. Nasdaq, de exemplu, în anii 70 au trecut pe un sistem electronic, prin computere conectate, prin intranet, deschis către mai multe persoane care nu trebuie să facă trading cu hârtii, cum a rămas, de exemplu, NISE, adică de New York Stock Exchange, de sute de ani. Apoi internetul a deschis mai departe posibilitatea mai multor persoane să investească, apoi pentru că s-au umplut de smartphone ul la nivel mondial, aplicațiile astea mobile care au tot apărut au deschis piața la fel, din ce în ce mai larg, către investitori. Exact ce ziceam, să pot să intru pe telefon, să fac o investiție de 1 milion de dolari la ora 12, hai să nu zic noaptea, sâmbătă, dar pot să faci în cripto asta, dar la 12 ziua marți, pentru că se lucrează. Bursa lucrează după un program. Însă, în momentul ăsta, suntem la următoarea treaptă, unde se pot deschide mult mai multe uși către mult mai multe piețe ca lumea să investească din Zimbabwe. Pentru cei care nu înțeleg cripto, de exemplu, și cred că va dispărea, păi tocmai din cauza asta nu o să o fac. Lăsând la o parte tehnologia de bază care este blockchain și destabilizarea a multor industrii care deja a început de ceva timp. Doar pentru că ne oferă șansa să speculăm câștiguri de 50% într-o singură zi, o să o facem în continuare. Și dacă gică din vârful dealului care are un telefon mobil, o conexiune la internet și Binance pe telefonul mobil și poate sâmbătă dimineața la ora 2 o să facă o tranzacție și să obțină un profit de 5% sau 50%, asta schimbă în totalitate jocul ăsta investițional. Sau să speculezi un 5x în ultimele 4 luni, de exemplu, în mijlocul bermarketului, cum suntem acum. De exemplu, Quant, care a avut o creștere de la 40 de dolari la 220. Și da, doar dacă va exista, deci lăsând la o parte, practic, toată tehnologia din spate, doar dacă va exista asta în continuare, o să o facem. Pentru că prin internet nu ne mai controlează nimeni, avem libertate, există o piață liberă. Sau se dezvoltă, de fapt, din nou piața asta liberă de care vorbeam. Deci, în continuare, vom încerca să speculăm, să facem bani rapid. Bani online rapid pe internet. Asta este era în care trăim acum. Nu o să dispară nicăieri. La fel ca și cum funcționează TikTok-ul și de aia a prins tracțiunea la nivelul ăsta. Totul pe grabă, totul fix acum. Este un instant gratification la nivel mondial, mai ales pe partea de investiții. Și tinerii din ziua de azi nu vor spune pas la tehnologia asta și la șansa de a specula zilnic. Și vor duce tehnologia asta mai departe. Tinerii mă refer de la mileniali în jos. Pentru că ei sunt cei care vor prelua avertizarea. Lumi în continuare. Ăsta este adevărul oricât nu ne-ar plăcea sau poate ne-ar plăcea. Mie îmi place. Dar chiar și așa, pe termen lung trebuie neapărat să schimbi perspectiva. Chiar dacă faci niște bani rapid, nu ai cum să menții ritmul și trebuie ușor ușor să devii conservator, altfel o să-i pierzi. Dacă ai transformat 1000 de dolari în 100 de mii, nu înseamnă că o să-ți iasă așa a doua oară. Pentru că ai transformat atât de rapid încât nu ai apucat să înveți cum să-ți păstrezi banii și te-ai dus în continuare să speculezi cu high risk, high reward. Banii făcuți rapid se duc rapid și o să înveți oricum automat, forțat. Că după ce faci bani, trebuie să Veți să-i și păstrezi. Deci, treaba asta cu bani online rapid nu va ține. Poți să faci o sumă de bani foarte mare dintr-o investiție speculativă peste noapte sau un termen de 6 luni, însă îți garantez că nu ai apucat să înveți bazele. O să crezi că toți banii se fac așa, dar la fel de ușor se pot pierde. Însă gândirea pe termen lung o să te ajute. Combinațiile pe termen scurt o să-ți distrugă gainurile de fapt. Recomandarea mea este să ai bugetul împărțit în felul următor. 5% maxim pe termen scurt și proiecte din astea speculative care poate să-ți facă 100x. Companii AI, companii de etnobotanice, tehnologie de început de drum. Eu aici sunt investit în crypto gaming la capitolul ăsta și alte low caps. Al doilea procentaj din bugetul tău ar trebui să fie maxim 2 30% investiți pe termen mediu, adică în companii de succes. La bursă, de exemplu, indicele SP500, aur, argint, petrol și gaze. Eu aici, la capitolul ăsta, pentru că vorbim de industria de mărfuri sau commodities, Bitcoin intră la commodities. Eu am ales Bitcoin pentru că este pur digital versus celelalte variante. Și restul banilor care ți-au rămas din bugetul ăsta, undeva 65-75%, ar trebui să investești într-o afacere proprie sau ceva care poți controla. Tu cu mânuța ta, poate este afacerea prietenului tău în care tu ești contabil. Sau ești băiatul care știe marketing, sau ești videograful, ești ceva și participi practic activ ca să ajuți firma respectivă să facă mai mulți bani. Sau ai, de exemplu, imobiliare și le închiriezi prin Airbnb. Sau ai o vilă la mare, un hotel la munte. Ai un restaurant, ceva, un magazin online, un salon de beauty, orice unde poți să bagi muncă activă și poți controla outcome-ul. Aici trebuie să fie majoritatea banilor tăi. Dacă, de exemplu, aș fi angajat, n-aș fi antreprenor acum, că aș avea parte de un buget de genul ăsta pe care să-l dispun astfel, majoritatea banilor de care am zis 65-75% i investi în mine să cresc în compania în care lucrez, să promovez ca să obțin un salariu mai mare, să merg singur la cursuri dacă compania nu mă trimite și apoi să mă duc la altă companie care îmi cere cursurile alea. Adică mă obligă să le am, pentru că astfel demonstrez că sunt mai competent și astfel câștig un salariu mai mare. Și apoi surplusul ăla de bani ce a rămas din buget, gen 25%, spre 35%, pe ea se duc mai departe în investiții, pe termen mediu și pe termen scurt, în care practic nu am un control stabil. Asta este epoca în care trăim în momentul ăsta, așa se fac banii rapid online, decât cum făceam anterior când săpam pământul să plantăm semințe sau munceam în fabrici sau săpam după aur, etc. Oricine cu un laptop, un telefon și o conexiune la internet se poate conecta la o rețea globală de făcut bani. Depinde de fiecare în ce piață vrea să meargă și este loc pentru toată lumea. Cam atât a fost pentru azi, nu uita de like, subscribe și dacă vrei resurse educaționale în plus, ai link triul meu personal în descriere. Noi ne vedem în clipul următor.